de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! După două luni de politicieni care s-au perindat prin studio la cafeaua de dimineață, astăzi este cazul să vorbim despre aprovizionarea pentru toamnă și iarnă. Adică astăzi vorbim despre un compot a cărui ingrediente sunt voturi, partide politice, candidați. Pentru că în neamț putem vorbi, oameni buni, despre un compot care a rezultat în urma procesului electoral. Un compot care ar trebui să țină 4 ani. Mă îndoiesc că lucrurile vor sta în felul acesta și va ține compotul ăsta 4 ani, cel puțin în anumite zone ale administrației locale. Dar să încercăm să discutăm foarte pe scurt astăzi, pentru că noaptea a fost lungă și am încercat să fim alături de dumneavoastră cu știri cât s-a putut la zi. Deci, ce putem noi să înțelegem după aceste alegeri locale? Putem înțelege că mare lucru nu s-a schimbat în Neamț dacă ne uităm la rezultate, la primării și la oameni. Evident, Ionel Arsene a reușit să recâștige președinția Consiliului Județean. Să vedem la ce scor. El spunea de 15% și că dacă nu obține 15% se retrage și îl lasă pe Mugur Cosmanciuc în locul său. De la vorbă până la fapte, lucrurile sunt destul de lungi. Auleu, am zis fapte, nu vor. Doamne, iartă-mă, nu mai știu. Deja mi s-au înrădăcinat în minte, s-a speriat și un coleg din emisiunea, a crezut că s-a întâmplat, din studio, am crezut că s-a întâmplat ceva. Am parafrazat invers un slogan electoral. Deci, de la vorbe până la fapte mai este distanță și faptele nu înseamnă numai asfaltări. Dar este de marcat victoria lui Ionel Arsene, pentru că pe trendul național spre dreapta a reușit să câștige în Neamț, unde, trebuie să recunoaștem, liberalii au acordat o atenție deosebită județului. Ce mai putem spune despre victoria lui Ionel Arsene? Ea a fost obținută cu ajutorul primarilor PSD, care s-au mobilizat mult mai bine la vot și au mobilizat mult mai bine locuitorii spre vot, obținând procente mult mai mari la participare la vot decât primarii PNL. Și asta se poate vedea dacă se ia fiecare primărie în parte, lucru pe care îl vom discuta în ziarul de joi, ediția scrisă. Ce mai putem spune? Ionel Arsene a câștigat cu sprijinul neprecupețit al liberalilor. Liberalii Micu, liberalul Chitic de la Piatra Neamț, pe care a avut grijă să-i țină aproape, chiar dacă aparent îi ținea foarte departe. Voturile lui Chitic de la Piatra Neamț sunt voturi luate din dreapta. Micu a făcut campanie la Roman și, oameni buni, da, la Roman, la un moment dat, era o diferență de vreo 400 de voturi între PSD și PNL. Viorel Stan, care nu-și dorea să fie primar, se putea trezi primar la Roman, așa, prin efectul lucrurilor prost făcute la nivelul conducerii liberale. Nu vorbim aici despre scenarii, nu vorbim aici despre alte lucruri. Am uitat să pun și emisiunea, vorbind cu dumneavoastră, am uitat să o transfer pe Mesagerul de Neamț. Deci,
Practic, Ionel Arsene a fost ales și cu sprijinul neprecupețit al liberalilor, care mult timp au bâlbâit-o la Piatra Neamț și Roman, sau la Roman, de exemplu, s-au lăsat la mâna cunoscutului politician Laurențiu Leoreanu, care a asigurat pe toată lumea că are Romanul la degetul său mic electoral. Din păcate, probabil că pandemia l-a făcut să umble cu mănuși în timpul alegerilor și atunci rezultatele s-au văzut, chiar dacă a câștigat, prezența la vot a fost jenantă la Roman, ca să nu mai spunem de rezultatul în sine. Ca număr de voturi, nu ca învingător, pentru că învingătorii îi avem. Dar haideți să ne uităm și o să analizăm după aceea pe număr de voturi totul. Ce mai putem spune noi despre aceste alegeri? Că liberalii au câștigat municipiile, Piatra Neamț și Roman. Dar este și locul de unde a plecat înfrângerea lor la președinția Consiliului Județean și o să vedem ce se va întâmpla cu voturile pentru Consiliul Județean, foarte importante și ele. Pentru că cine are majoritatea în Consiliul Județean poate să facă jocurile și dacă cumva PNL-ul împreună cu USR-ul vor avea majoritate, Ionel Arsene nu va avea o viață ușoară dacă ne gândim și la faptul că acum încă există un guvern liberal. Cine sunt cei doi câștigători? Leonarda Chiriloae, un fost director economic la spitalul din Roman, omul de casă lui Laurențiu Leoreanu, considerat așa cum era considerat și Lucian Micu, omul de casă lui Laurențiu Leoreanu, care probabil este un om foarte disciplinat în ceea ce face și va asculta până la un anumit moment ordinele. După care, probabil, în condițiile în care la Roman va fi nevoie și de bani, vom asista la mici schimbări de atitudine. La Piatra Neamț, Andrei Carabelea este un tânăr venit din zona ONG-urilor, pus candidat cu dedicație de la București, și care a câștigat printr-o mobilizare extraordinară a celor de la PNL, care l-au tras după ei cât au putut. El și-a adus și el contribuția cât a putut în această campanie, fiind extrem de stingher între greii PNL, care, repet, s-au trezit cu ei în agendă, cu el în agendă, și au trebuit să lupte pentru el. Andrei Carabelea poate fi un primar bun, cu condiția să scape de limbajul de lemn de factură liberalo-comunistă, să scape de grupul de interese care se spune că ar fi în spatele său și, culmea, n-ar fi de la Partidul Național Liberal în mod deosebit, și să se apuce de treabă. Mai rămâne să vedem ce se va întâmpla în Consiliul Local, Piatra Neamț, Municipal Piatra Neamț, unde, iarăși, va trebui să ne dăm seama dacă va exista o majoritate care să permită să se facă lucruri și alte lucruri în afară de plătit datorii și reparat străzi a la Publiserv. Andrei Carabelea trebuie să se uite cu atenție în jurul lui, să vină în piață, să vadă ce e în piață, dar să aibă grijă să nu pună administratori care au mai fost prin piață și care sunt niște grobieni și n-au nicio treabă cu administrația, ci doar cu micile șpăguieli și interese. Și ar trebui chiar să se ocupe de administrarea orașului, pornind de la curățenie, de la lucrurile simple spre proiecte. Dacă vă întreb acum ce proiecte v-a propus Andrei Carabelea, fac pariu că nu vă amintiți niciunul. Nici eu nu mi-amintesc
deși l-am avut în atâtea emisiuni, pentru că așa de mult s-au suprapus proiectele între ele în această campanie, încât nu îți rămâne nimic de pe urma lor. Poate doar ideea cu Legoland, din păcate neagreată de Pietreni, spun din păcate pentru că n-ar fi presupus bani publici. Să mergem mai departe. La Târgu Neamț a câștigat... Dar nu, lăsăm Târgu Neamțul mai în spate, că e o caz particular. Rosnov. La Rosnov au câștigat peneliștii pentru că cei din de pe stânga s-au canibalizat între ei, în familie, ca să spun așa. Domnul Ciubotaru, fost primar, a candidat pentru Pro-România, iar pentru PSD a candidat deputatul Ciprian Șerban. S-au bătut între ei și normal că a câștigat liberalul Pavel și lucrurile sunt tranșate. Acolo s-a întâmplat cam ce s-a întâmplat pe dreapta în alte localități. La Bicaz a câștigat Nicolae Sălăgean, surprinzător pentru mine și pentru mulți, pentru că Bicazul este un oraș mort, îmbătrânit, fără personalitate, prăfuit, fără proiecte, în care, de exemplu, un manager de spital câștigă enorm, fără ca să existe acolo, să spunem așa, o activitate care să susțină o asemenea cheltuială. N-avem nimic profesional să reproșăm celor de la spitalul din Bicaz, dar acolo ar trebui să întâmple ceva. Deci Bicazul a rămas la PSD. În ciuda faptului că înainte de campanie se vorbea foarte tare, domne, toată Valea Muntelui se va schimba la față și va deveni galbenă. E bine, n-a fost așa. La Târgu Neamț, și aici chiar vreau să vă dau niște cifre, că sunt extrem de interesante, dacă reușesc să măresc niște imagini pe care le am. Daniel Harpa a câștigat cu 95,31%. Rețineți. Nu, 59,31%. Iar Partidul Național Liberal prin Andrei Aciocărlănoi a obținut 17%. Da? La Consiliul Local, cei din PSD au obținut, o să-mi cer scuze că, doar 42%. Deci doar 42%. O diferență foarte mare între Daniel Harpa și PSD, care a mers sub titulatura de alianță electorală pentru Târgu Neamț. Partidul Național Liberal a obținut 20%, cu 3% peste candidat. Rețineți cifrele. Mergem mai departe. La Consiliul Județean, Ionel Arsene obține 56% și Mugur Cosmanciuc 25,5%. Deci ați reținut candidatul PNL 17, partidul 20 și candidatul la Consiliul Județean 25 ai PNL-ului, da? Și mergem mai departe. Pentru Consiliu, PSD-ul obține alianța, mă rog, 50% pentru Consiliul Județean, la Consiliul Județean, și PNL 25%. Ce ne spun nouă cifrele astea? PNL-ul în multe cazuri și-a ales candidați tineri, dar care nu aveau perspectivă la vot. Este inadmisibil ca într-un oraș candidatul să aibă 17%, partidul 20%, și candidatul pentru Consiliul Județean să obțină 25. Este clar o greșeală de strategie, o greșeală în alegerea candidatului și de aici și rezultatele. Rezultatele care sunt destul de slabe. Bun. Și acum să discutăm puțin despre mediul rural. În mediul rural, lucrurile
au stat foarte bine pentru PSD, cu câteva excepții, dar în general foarte bine. Primarii lor au câștigat, cel puțin în zona Târgu Neamț, la scoruri foarte mari, 70-65, 70 și ceva la sută. Surprize pentru PSD au venit la Dămuc, de exemplu, unde au pierdut destul de tare, pentru că, rețineți, cei din dreapta și-au dat seama că au o singură șansă să se unească împotriva candidatului PSD. Și s-au unit împotriva lui Anton Covasan, care era primar deja de mai mult timp, mai multe mandate, și-au câștigat clar, fără discuție. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în județ, în mai multe locuri, de ce nu chiar și la Consiliul Județean? De ce nu și chiar în orașe, pe baza unor negocieri? În momentul acesta, probabil, PSD-ul nu ar mai fi obținut aceste rezultate. Este o lecție pentru cei de la PNL și cei de pe dreapta, în general, USR, cine ar mai fi. O altă mare surpriză, și aici ajungem la USR+, o surpriză neplăcută pentru PSD și plăcută pentru USR+, s-a întâmplat la Săbăuani, unde primărița de Săbăuani, un vector electoral stabil al PSD-ului de ani de zile, deci de ani de zile, deci primărița de acolo a fost bătută de candidatul de la USR. Este un semn că cei de la USR încet, încet fac pași hotărâți în administrație. Au câștigat acolo, au câștigat la Tazlău. Candidatul la Tazlău a fost la noi în emisiune și a impresionat atât prin discurs cât și prin modul clar prin care și-a făcut cunoscute proiectele, prin încrederea pe care o a transmis-o. Și iată, sunt doi tineri care conduc două dintre comunele importante ale județului Neamț. E clar că USR-ul va primi și va obține și alte funcții de viceprimari, de, mă rog, ce or mai fi ei, da, viceprimari în zonă, în momentul în care se vor face alianțele pentru consilii județeni, consiliul județean, consilii municipale, consilii locale, pentru că altfel dreapta va fi, cum să vă spun eu, dată deoparte din administrarea județului și a multor comune. Să vedem la Piatra Neamț care e rezultatul final pentru Consiliul Local și mai discutăm. Ce alte lucruri mai putem să spunem? Că alegerile au fost influențate foarte, 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 foarte mult de faptul că electoratul din mediul rural a ieșit la vot și a schimbat balanța votului. În contrapartidă, în Piatra Neamț și în Roman, voturile au fost mult mai puține. Și atunci este clar că diferența s-a dus spre partidul atât de cunoscut în Neamț, numit PSD Trei Trandafiri. Acum nu mai știm care or fi cei trei trandafiri, dar asta e. Mi se spune într-un comentariu că a fost vot politic. Vox populi, vox dei. Da, în mare a fost vot politic. La Piatra Neamț a fost vot politic. La Roman a fost vot politic. Dar în rest, greu de spus că a fost vot politic. Cum spuneam, Piatra Neamțu a mers pe un trend pe care l-avea de mult, la limită aproape, da? Aproape la limită, și dacă adunăm voturile PNL Chitic, vedem seama care ar fi putut fi scorul și cum ar fi stat lucrurile spre Consiliul Județean. Și dacă ne ducem la Roman și mai adăugăm la voturile
care sunt acum, numărul de voturi, diferența până la alegeri, a ceea ce a fost în 2016, ne dăm seama că aici s-a jucat soarta județului. Sunt foarte multe de spus în legătură cu alegerile. Eu aș vrea să remarc că am avut multe vorbe, puține proiecte coerente, cap-coadă, puține proiecte coerente, cap-coadă. Unul din ele a fost cel al Pro-România la Piatra Neamț. Toată lumea a spus că va face, fără să spună care sunt sursele de finanțare sau să ne trimită spre fonduri europene. Ba mai mult, am aflat că în 2 ani vom avea centura, centura ocolitare a orașului. Să vedem ce se va întâmpla. Oameni buni, să nu credeți că scăpăm foarte ușor de zarva asta electorală și de compotul care s-a făcut. Nu. Vom asista în continuare la zvârcoliri politice în Neamț, pentru că acum, în contextul a ceea ce se întâmplă la nivel național, e clar că vor exista presiuni asupra lui Ionel Arsene dacă va reuși să facă majoritate la Consiliul Județean. Dacă nu va reuși să facă majoritate și va avea o majoritate ostilă, va fi un circ continuu de acum în ședințe. Un circ benefic, spun eu. Ar trebui să fie benefic dacă toată lumea și-ar vedea de treabă. Sau putem asista la o colaborare chiar pentru binele județului, fapt de care mă îndoiesc profund. Acestea fiind spuse, și pentru că și pentru noi a fost o noapte albă, ne oprim aici. Probabil o să luăm câteva zile de pauză, dar poate nu, ne mai gândim până mâine. Și vom reveni după aceea cu cafeaua de dimineață, încercând să ocolim pe cât posibil subiectele politice și să ne ocupăm mai mult de administrație și de viața noastră de zi cu zi. Să invităm oameni care să aibă ceva de spus despre profesia lor, despre instituțiile lor. De exemplu, cred că ar fi cazul să vedem ce se mai întâmplă în sănătate, să vedem ce se întâmplă prin școli, în mod real, nu doar pe bază de comunicate. Acestea fiind zise, vă spun să aveți o zi frumoasă, să consumați cafea cu moderație în viața reală, cât se poate de multă la cafeaua de dimineață pe Mesagerul de Neamț și Știri din Neamț. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă așteptăm în continuare și încercăm și noi să fim alături de dumneavoastră. Cele bune, numai bine, și 4 ani ce am votat, aia avem.